Salutare dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod. Eu sunt Dave, ca de fiecare dată, și astăzi facem încă un replay cu R3, R3, știți voi. Cum v-am obișnuit săptămâna aceasta mirobolantă, spam de videouri cu R3. Da, atât s-a putut, na, trebuie să mă înțelegeți și voi. Atât am putut, na, aveați așteptări, păcat. Bine, le-am ruinat. Of, Doamne. I'm blue, da, buddy, bad, bad, dau peste microfon. Bun, ăsta suntem noi. Ce facem noi? Luptăm. Da, știu, foarte deștept. Aici trag aliați în mine, nu ne interesează de aliați. Țin să menționez că de fiecare dată ăsta e meci pe realistic, da, da. Lăsăm marcurile ca să ne fie mai ușor să înțelegem ce și cum se întâmplă. Cred că se și vede în cardul de la început cu rezultatele, locul pe echipe și ce realizări am făcut, scrie sus bătălie, realistic battle și harta. Da, dați voi la început și vedeți despre ce e vorba. Câți? Lag. Bun, aici auzeam motoare, deci ce ui se băga la capturat, am dat artileria. Am dat-o acolo. Mă uit să văd dacă vin inamici de după colț, nu. O, T-55, nici nu știam că e acolo, mi-aș fi dorit să știu că e acolo. S-o mor antieria n-aia cu artileria, să o vedeți imediat. Stați să vă deschid asta aici în stânga. Ia fiți atenți. Vezi artileria aia? Îți rip. F înceapă pentru artilerie, boys. Dacă aș fi văzut T-55-ul ăla, n-am știut și n-am crezut o secundă că e acolo. Era bine. Eram aproape să-l prind, dar nu. Am mai auzit omoruri pe aici, am văzut Sherman-ul. Am dat-o pe speed. Ies aici. Să vedeți, să nu credeți, alt un ceafi. Pentru că motive. Bun, îl scot, vă dați seama, da. A fost foarte dubios că aproape nimeni din echipa noastră nu a venit pe C. De obicei toată lumea vine pe C, da. Data asta toată lumea de la inamici doar au venit pe ce. Aici am fost prost rău. Bun, l-am omorât pe ăsta. Cum am băgat aici? Nu e bine. Era mai bine să nu mă fi băgat pe aici, dar n-am. O să vedeți imediat de ce. Văzut turmele ăsta, l-am văzut aici. Ne-am tras, i-am luat motorul. Cred. Așa vreau să cred că i-am luat motorul. Nu i-am luat motorul. Că se mișca. Bun, după ies aici, frumos. Mă poziționez, știam că Sherman nu e acolo. Aștept să încarc. Îl omor pe ăsta repede. Și acum, din cur, desigur că-mi iese AMX-ul ăsta. Și desigur că Andrei nu știe unde să tragă la AMX să-l omoare, să-l penetreze. Puii mei. Și acum o să-mi iasă Sherman-ul și o să fie prea târziu. Nu, PVK, PVKV sau cum n-ai văzut să numea chestia, PVKV, da. British, the Swedish, Midpolu. Bun, am murit odată. Foarte interesant. Hai. A doua oară mor penibil. Mi-e groază că trebuie să trecem prin asta. Uite. Deci și prost, că ești acolo și puteam să-l omor dacă eram atent, dar nu, mă știți. Îl văd acolo, cred. Cred că îl văd acum. Și... ba nu, acum l-am văzut de pe... am încercat să țintesc, să trag, dar deja trecuse. Bun, dăm pe speed, viteză, țâră, pam, chichipam. Mă poziționez eu aici, cică, că dacă mai trece cineva pe la pod.
Curu. Nu a trecut nimeni. Vă zic ce s-a întâmplat, am murit. Imediat o sunteți. N-am făcut nimic cu tankul ăsta. M4-le. E acolo. O tras în mine. M-am uitat, era în ceva gen cine o tras în mine. L-am văzut, hai să trag și eu înapoi. Și, da. O să vedeți imediat. Da. O tras prin ziduri, prin clădire, m-o penetrat și m-am omorât. Ah, clasic. N-ați mai pățit? A fost inutil chestia. Bun, după intrăm cu avionul, cu IRE. Și IRE o să ne scoată banii. Bun. Punem astea stânga și dreapta. Vedeți ce fac. Mare vrăjitorie. Patiserie. Da. Bun, pe 51. Îl văd, îl țintesc, mă duc pe el. Vedeți ce face, ia meu. Acum era ceva gen, nu ia meu. Acum era ceva gen, a, ia meu. Da. Țin să menționez, băieți, aveam proiectile stealth. Când ai proiectile stealth, nu vezi niciodată nimeni când tragi. Asta mi se pare foarte delusional. Gen, te apropii de unul. Pam, chiki, pam. Nu știu, nu cum aude nimic. Începe prea fala de glanțe. Vede că îi curg glanțe în cap, dar nu știe de unde că stealth și nu le vede. Bun. M4A2, am dat bomba, dar fix cu o secundă înainte să puște bomba. A murit, pentru că motive. Deci ăla era, putea fi kill-ul meu. Desigur că Andrei se uită prin spawn. Nu i-am văzut pe aia 2. I don't give a shit about aia 2. M-am uitat, am văzut M10 și pe aia am văzut artileria aia. Am spamat M10-le. După aia m-am focusat pe antieriena aia. Am zis artilerie prima oară? Scuze. Am zis antieriena. Aici mă uitam după. Hai, mai rapid cu întoarcerea, că n-are rost să stăm. Și era în ceva gen, 2 M10-uri și antieriena, open top. A, și mai era și chestia aia pe care n-am băgat seama. Eram focusat prea pe antieriena asta. Dau rachete, îl omor, că era în ceva gen, bă, ăla nu pot să-l penetrez. Mă interesează mai mult să îi dau rachete în cap. Bun, antieriena aia altă trage după mine. Desigur că îmi dă foc, am început să turbez. Scot antieriena aia. Scot M10-le. Și acum am încercat să mă redresez să mai trag în antiaeriena aia altă, dar nu a fost să fie. Deci cum să înțelegeți cum un proiectil așa norocos îți dă foc și îți strică tot ranul. Și acum desigur că intru cu rața. Aia românească, premiu. Puii mei, n-ar trebui să zic că e premiu. Ar trebui, de fapt, că așa e. La italienci că e la tier 3, battle rating 2.7. Dubios cum ar poziționat, nu vreau să neg. Și acum ne îndreptăm spre aero. Câmpul de luptă. Și nu știam, voiam să mă răzbun pe antieriana și desigur că o să mă răzbun pe antieriana, că sunt și eu un frustrat triggered, mi-a luat triggered pe antieriana aia. Sau aia, nu, de fapt nu știam care m-a omorât, vedeți, aici e problema. Am omorât-o pe aia. Mai dau o tură, așa. Am văzut avionul ăla, nu mai știu dacă îl scot, cred că îl scot? Ia vine încet, scoatem avionul? Îl scoatem. Mi-a luat avionul, motorul. Mi-a luat motorul, mă rog. Acum era în ceva gen, bă, puține secunde, suicide pe antieriana aia. Gata. Și acum era în ceva gen, bă, am omorât pe toți pe care i-am văzut. Hai spre aeroport. N-am mai apucat. Rip aripă în chat, băieți. Dacă eram cu un avion rusesc, zburam și fără aripă. Ah, da. Faine replay-urile astea.
ce pot zic. Echipierii mei erau pe la mama naibii. Bă, ce chestie asta? Stai. Nu, free, f. Nu mă lasă. Nu, că e gata meciul. E dubios bomba cum e atașată. În fine, am câștigat. Bun, asta a fost meciul cea, două asisturi, două aeriene. 10 tankuri, dar am murit de 4 ori ca un nap. Cred că următorul meci o să fie ăsta pe care vi-l arăt. Nu știu dacă o să vi-l arăt. Mă mai gândesc. A fost o înfrângere. În junglă. Vedem. Cu acestea fiind spuse, eu am fost Deio, dragi prieteni. Vă salut și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Bye, bye!